Femeile care au fost duminică la slujba religioasă de la Biserica cu Hramul Sfinții Apostoli Petru și Pavel din vinerea au avut parte de o surpriză neașteptată. Pentru că anul acesta, ziua de 8 martie, a coincis cu sărbătoarea de duminică, preotul paroh Adrian Ciobotari a dorit să celebreze Ziua Internațională a Femeii în sânul bisericii. Cu sprijinul și implicarea copiilor de la școala gimnazială Ioan Mihu din vinerea și a dascălilor profesor Sila Ghitomoiu, Mihaela Enescu, Luminița, Ana Herlea și Buda Ioan, a fost pregătit un moment special dedicat mamelor și bunicilor. După Sfânta Liturghie, copiii au intonat mai multe cântece, după care au oferit tuturor femeilor prezente un mărțișor sau o felicitare create de ei înșiși. Mai mult decât atât, credincioșii au putut admira la intrarea în lăcașul de cult expoziție cu astfel de creații adunate din întreaga țară în cadrul unui concurs intitulat Sărbătorile Copilăriei, organizat la școala din vinerea, structura școlii gimnaziale numărul 3 Cugir. Evenimentul s-a finalizat cu gânduri adresate mamelor prezente la eveniment de către preotul paroh Adrian Ciobotari.